Bună seara, ați -ați, prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Vă salut și vă mulțumesc că și în seara aceasta ați ales să stați împreună cu noi. Dragilor, ca de fiecare dată venim în întâmpinarea dumneavoastră cu un subiect de actualitate, un subiect de importanță, aș spune noi, pentru astăzi și de asemenea cu un invitat. Iată-ne în seara aceasta cu un invitat deosebit, un prieten, un, să spunem așa, un om al lui Dumnezeu, un slujitor de lângă noi de aici, de lângă studiul nostru, vecinul nostru de slujire. Așa că îi spunem bun revenit fratelui pastor Florin Stoica, pastor al Bisericii Baptiste Iisus Mântuitorul din București. Bine, Bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație, Cătălin. Dragilor, iată-ne că suntem într-o perioadă în care discutăm despre odihnă, despre perioada de vacanță, Filmăm uh, uh, emisiunea aceasta într-o zi de iulie. Uh, la noi aici tocmai a plouat, așa că uh, ne, suntem puțin uh, răcoriți, să adică zic așa, de, de ploaia aceasta. Dar uh, vara este o zi a odihne. și când ne gândim la odihnă, cu siguranță ne gândim și la somn, la odihna aceea uh, puțin mai profundă, în care organismul se relaxează, se, uh, să spunem așa, stă în aceea de refacere. Uh, și pornind de la, să spunem așa, de la realitatea aceasta anoasă de fiecare zi, de la nevoia de odină și nevoia de somn, care e pur și simplu o nevoie naturală, aș vrea să trecem puțin în zona aceasta spirituală a ceea ce înseamnă trezire, somn, adormit, somnolență, plictiseală, oboseală, Cred că toți acești termeni sunt legați unii de alții și mai mult că de multe ori în Sfânta Scriptură spune, auzim cuvântul, treziți-vă, trezește-te tu care dori, Da? Și vreau să tratăm în seara aceasta împreună cu fratele păstor Florin despre cele două, o să spun, mari aspecte. A fi treaz sau a, fi, sau a dormi în varianta spirituală. Da? Asta, okay. La cum acum suntem amândoi treci, suntem în fața dumneavoastră, discutăm, dar în plan spiritual ar vrea să vedem ce spune Scriptura, care sunt pericolele care vin la pachet cu adormirea, da? cu lipsa aceasta de trezire și să vedem ce putem face. Da, Domnul Isus atrage atenția și spune că în zilele din urmă, la final, Întreaga biserică se va confrunta cu adormire. Pilda celor 10 fecioare vorbește despre adormire, și acolo Domnul Iisus vorbește despre a fi înțelept în momentul care vine adormirea. Înțelepciunea înseamnă în a avea resurse, rezerve după ce te vei trezi, dar vezi că există și o trezire după adormire. Și lucru care pe noi cred că ne interesează cel mai mult este să înțelegem ce anume caracterizează un creștin adormit. Că este important să știm. Sau să deosebim sunt eu dormit spiritual. Că nu este somnul spiritual, nu este ca cel fizic. Evident, vizibil, tuturor. Nu este odihnitor. <laughs> și nu este odihnitor spiritual, pentru că atunci când dorm spiritual nu mai rodești. hai că deja încep să dau detalii. Dar ajungem când, și acolo. Da, când dormi spiritual, sunt anumite efecte. Anumite lucruri pe care noi le putem vedea, ne putem verifica pe noi înșine dacă dormim sau nu. Sau pe ceilalți dacă dorm sau nu. Și. Semnele adormirii spirituale, un organism care este treaz spiritual se cunoaște prin faptul că se hrănește. Orice organism care este treaz se hrănește. Adică mănânc. Atunci când nu-ți mai este poftă de mâncare, nu mai mănânci, atunci există și o fază mai, mai gravă, este adormire spirituală, dar este și faza mai mare în care Domnul Isus acuză o biserică din Apocalipsa, și anume să merge în numele că trăiești, dar ești mort. Adică poți să ajungi spre moarte spirituală. Moartea spirituală are de face cu păcatul. Adormirea spirituală are de face cu încetarea de a mai veghea. Și acum, cum ne dăm seama că suntem treși? Dacă vorbim de cei care dorm spiritual și cei care sunt treși spiritual. Un om trea spiritual se hrănește. Asta este caracteristica de bază. Un om treaz se hrănește, consumă energie și are nevoie de energie. Și uh, ca să fim spiritual spiritual, uh, ne cunoaștem dacă ne hrănim. Dacă ne hrănim, dacă simțim foame după cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim spiritual. Apostolul Pavel spune la un moment dat lui Timotei, în doi Timotei spune exact cuvintele acestea. Fi treaz în toate lucrurile. Exact expresia aceasta o folosește. Și atunci îi dă... Uh, ce trebuie să facă ca să rămână treaz? Să fie treaz și să nu adormă spiritual. Și spune în, citesc în 1 Timotei, capitolul 3 cu 13, până voi veni, ia seama bine la citire. Când îl îndeamnă Pavel pe Timotei să citească, îl îndeamnă în mod deosebit să se hrănească, să se hrănească spiritual. Dacă Timotei vrea să fie un slujitor treaz, un slujitor bun, el trebuia să se hrănească spiritual bine, în Cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta va avea să dea și altora, adică să-i hrănească și pe alții spiritual. Este foarte important elementul acesta și anume a ne hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoști că ești dormit spiritual când nu mai este foame. Când dormi, nu mai mănânci. Dormi mai mult în momentul acela. vezi, aici este comparația aceasta cu fizic și spiritual diferită mm -hmm. pentru că de dormit fizic nu dormi mai mult de. 10 ore, nu știu cât pot să 12 ore, se spune despre împărații care mergeau la război în vechime și fana al nostru cel mare că dormea câteva zile după război. O fi, nu o fi, nu știu cât este de așa real. Ce vreau să spun este că spiritual se poate dormi mai mult decât fizic. Și atunci te cunoști că ești într-o adormire spirituală, nu mai ai foame, nu mai simți nevoia să te hrănești. Te uiți la Scriptură de departe, ca în vis, ca prin vis. Un om treaz spiritual este omul care se hrănește spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important pentru sufletul nostru. De ce? Pentru că atunci când îl studiem, când îl înțelegem, atunci noi începem să trăim. Se spune că un om nu trăiește în viață decât cât înțelege. Dacă eu îi spun copilului meu, Dumnezeu spune că trebuie să fii sfânt, să mergi la adunare, să faci voia lui Dumnezeu, el nu va asculta treaba aceasta. Poate să asculte din respect față de mine ca părinte, dar el va face cu adevărat lucrul acesta atunci când îl înțelege. Îl citește el cu ochii lui? îl analizează cu mintea lui, îl crede și îl înțelege. Atunci când înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, începi să-l trăiești. Asta înseamnă a fi treaz spiritual. Te hrănești cuvântul lui Dumnezeu și energia cuvântului lui Dumnezeu se transpune în sfințenie, în trăire, în viața ta. Exact. Și de aceea este foarte important pentru noi ca să fim treși, să veghem asupra acestui factor dacă ne hrănim. Dacă ne este foame. e adevărat că aici intervin mai multe, poate să fie și păcatul la mijloc, nu numai adormirea, păcatul este cel care îți întrerupe relația cu Dumnezeu și atunci tu vrei să te hrănești, dar nu mai poți pentru că întâi trebuie să-și tare. Întâi trebuie să te împaci cu Dumnezeu și apoi Dumnezeu te hrănește și îți vorbește prin Duhul Sfânt. De aceea noi trebuie să veghem asupra acestui lucru. De asemenea, în cuvânt este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Atunci când cineva uh, se hrănește din cuvântul lui Dumnezeu, el primește puterea de la Dumnezeu ca să salveze pe alții sau să se salveze pe sine de la tot felul de lucrurile. Citeam într-o carte că Evanghelia nu e folosim de multe ori pentru mântuire. Da? Ești credincios, ești mântuit, ești bine, ești salvat, ești Copilul lui Dumnezeu. Dacă cineva nu e mântuit, primește pe Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar Evanghelia trebuie folosită nu doar pentru mântuirea sufletului, ci și pentru mântuirea familiei sau, aș vrea să spun, pentru salvarea căsniciei. Atunci când ai probleme în căsnicie, fie cu soția, fie cu copii sau la servici sau știu eu, în biserică, sau în alte lucruri, tot Evanghelia lui Hristos este cea care te salvează și îți dă putere să mergi mai departe. Adică iertarea, trăirea prin har, îngăduința, întoarcerea la Dumnezeu și toate acestea au de-a face cu hrănirea, hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când noi citim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi ne hrănim spiritual, prin asta se vede că ești viu, prin asta se vede că trăiești. Uh, E adevărat că acesta este un proces, ca și copiii mici. Copiii mici încep cu hrană cu lapte, nu cu bucate tare, vorbește Pavel și despre asta, și după aceea, încet, încet, folosește bucate din ce în ce mai tare. Unii pot să spun că, din punct de vedere spiritual, sunt prunci. Uh -huh. Sunt obișnuiți cu lapte, cu bucate ușoare, și după aceea, ei încep să se hrănească din ce în ce mai mult, pe măsură ce cresc spiritual, cu bucate tot mai tare. Cunoști că ești viu spiritual și că avansezi pe calea Domnului în măsura în care te hrănești. Și cu ce te hrănești? Că dacă ne hrănim doar cu lapte și cu bucate slabe, să zicem, sau ușoare, atunci nu suntem maturi, nu suntem crescuți spiritual. Noi trebuie să mergem la cele înalte, să nu mai punem temelia față de pocăință, cum spunea uh, scriitorul Epistolei către evrei. Și uh, cumva a fi trea spiritul are de-a face cu acest factor și anume hrănirea, hrănirea din cuvântul lui Dumnezeu, trăirea în cuvânt. Spune despre David că zi și noapte cugeta la legea lui Dumnezeu, medita zi și noapte la cuvântul lui Dumnezeu. Un om treaz, după asta îl cunoști, el meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Un om a dormit, exact cum visăm în somn, așa visăm și în viață, <laughs> știi? Ne gândim la altele, gândim la lucrurile lumii, la plăceri, la pofte sau putem adormi efectiv, așteptând, nu mai lucrăm. Nu mai lucrăm, nu mai suntem în voia Domnului, în slujba Domnului. Uh, un alt semn după care cunoști că ești viu, că ești treaz, uh, este creșterea. Nu uh -huh. știi că orice organism care este viu și e treaz, crește. Adică dacă ne uităm și la plante, toate cresc atunci când sunt uh, vii. sunt da? uh, Omul, cât este treaz, el, uh, el crește. Lucrul în care noi creștem constant, ca și credincioși, este sfințenia noi trebuie să creștem în sfințenie constant. Adică este lucru în care noi ne asemănăm din ce în ce mai mult cu Dumnezeu. Noi spune că suntem transformați în asemănarea Domnului Isus Hristos până când vom ajunge la statura plinității lui Hristos. Un copil este sănătos, este bine, dacă el crește, dacă el se oprește din creștere, este o problemă. Este o boală foarte serioasă acolo, ceva nu este în regulă, viața lui nu este bună. Orice organism viu trează crește. Și de aceea noi trebuie să ne verificăm și la lucrul acesta dacă mai creștem spiritual, dacă ne dezvoltăm. Prin creșterea noastră spirituală ne dăm seama dacă suntem vii și treji din punct de vedere spiritual. Noi trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei aici, fii cu luarea mintea asupra ta însuți. După ce îi spune că trebuie să fii atent la citire, îi spune că trebuie să fie atent la el însuși. Însu Cuvântul lui Dumnezeu nu este pentru predicare prima dată, ci prima dată pentru trăire. A trăi este ceea ce îți dă dreptul să și predici. Apostolul Pavel spune Foarte că... Foarte frumos! Ne, da, Pavel ne spune că dacă vrea cineva să fie episcop, slujitor, da, presbiter, spune că trebuie să fie în stare să învețe pe alții, să-și țină Familia în supunere, bărbatul unui singur neveste, nu băuturi de mult, vin și tot felul de detalii care ține de ce? De trăire. Cu alte cuvinte, ca să poți să înveți pe alții, tu însuți trebuie să trăiești cuvântul acela. De aceea și Pavel, înainte de a-i spune lui Timotei să fii culoarea minte asupra învățăturii pe care o dai altora, mai înainte îi spune să fii culoarea minte asupra ta însuți. Deci, creșterea mea spirituală spune dacă sunt viu sau nu, din punct de vedere spirituală, dacă străiați spiritual. Și ne verificăm după asta dacă viața noastră avansează, dacă noi ne ridicăm mai mult și mai mult în lucrurile spirituale. De aceea este foarte importantă Sfințenia, să știi că aceasta este cumva podoaba Casei lui Dumnezeu. Noi suntem pietre vii în Casa lui Dumnezeu și noi trebuie să fim potriviți cu Sfințenie. Uh, am văzut că de multe ori oamenii încearcă să revitalizeze cu ceva biserica sau lucrarea sau viața lor proprie. Și ei zic, ce să facem? Să schimbăm metoda, să mai aducem ceva, să mai facem ceva. Eu cred că ceea ce revitalizează cel mai mult viața unui om sau unei biserici este sfințenia. Sfințenia produce trezire spirituală. E exact cum este imaginea noastră aici, atunci când ne sfințim, atunci ne trezim spiritual la o viață nouă, la o realitate nouă, la o experiență nouă. Și Domnul Iisus spunea că hrana mea este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. El se hrănea cu a împlini voia lui Dumnezeu. Atunci când uh, împlinim voia lui Dumnezeu, facem ceea ce Dumnezeu ne spune și asta e tot o hrană spirituală, după cum spune Domnul Isus, atunci când aplici, ajungi să guști, să vezi ce bun este Domnul, atunci te trezești spiritual, atunci nu îți mai dorești să trăiești cum ai trăit. Pentru că ai gustat o viață nouă. Ce bine e să asculți de Dumnezeu, ce bine e să nu înșel, ce bine e să nu... Uh, gândești rău, să nu urăști, să nu poftești sau alte lucruri. Și lucrurile acestea le experimentăm atunci când trăim în Sfințenie. Sfințenie, bineînțeles, are de face cu nașterea din nou, cuvântul lui Dumnezeu, dar să știi că partea asta e foarte importantă, care noi o dăm puțin deoparte, și anume are de face cu veghirea noastră. Scriptura ne Aici spune. Aici este o problemă. și vegheați, spune Scriptura. Aici avem ave ave un problemă, pentru că deci, știi că noi avem tendința asta de a ne relaxa după primirea Domnului Isus ca Mântuitor. Avem perioada asta de început, suntem plini de râvnă, ne încercăm să, încercăm să ne implicăm în mai multe lucruri, să facem. Dar în timp scade entuziasmul și la un moment dat chiar vine nevegherea aceasta în care devii consumator, nu te mai hrănești sau pur și simplu ești pasiv în tot ce se întâmplă în jurul tău, în adunare sau în lucrarea de lângă tine și la un moment dat, de la veghere la păcat e așa o, exact, exact. un mic pas, da? Deci când a venit păcatul, într-adevăr, uh, ai toată șansa să treci din, să se, rupă zidul, uh, să se rupă relația aceasta, apare zidul acesta și dacă nu te oprești și nu te bucăiești, devine moartea spirituală așa, se instalează subit, uh -huh. se instalează imediat și, și de acolo este înviere spirituală, dar revinere, da. dar da. e mai dificil, adică trebuie refăcută relația. Deci asta este practic, vezi tu, tu, după cum ai prezentat, clar este o progresie așa, știi? Da. E o etapizare. Rar se întâmplă ca cineva să cadă dintr-o dată. A, așa este. Da. Este? Nu există că dintr-o Ca și un copil, uh, una e să mor într-un accident așa și una e să mor de, de foame. Uh -huh. Să te auto-pedepsești la un moment dat sau chiar timpul să refuzi să mănânci uh -huh. și nu mori într-o săptămână, poate mori în două sau în trei sau în patru. Dar mor sigur, da, e clar, deci nu există. Spiritual, vorbim, cam asta se întâmplă. Da. da. Eu trebuie să țin minte ceea ce Dumnezeu mi-a spus, eu trebuie să notez, spune Scriptura în vechime, să notez pe ușorii ușii, pe uh, frunte, pe, ca un semn pe mâini. Acum ideea este că Dumnezeu ne dă și nouă responsabilitatea să, fim, să vechem, să Uneasc fim prudenți. Pe de-o parte, fii atent. Și unii, unii asupra altora, dar, dar și noi. Mea. Da. Deci, pentru că de multe ori, și aici, iară, tu fiind și pastor, te, uh, ai în dujba ta, în fișa postului, să zic așa, și vegherea asupra altora, dar de fapt este... Noi toți vegem, sau ar trebui să veghem unii asupra uh -huh. altora, să ne atragem atenția, să observăm niște simptome, chiar simptomul acesta de oboseală, a da, pentru că... Uh, de dezinteres. Hai de -o acum, luăm. Ai spus că cuvântul ăsta oboseală și-a sau um, plictiseală la un moment dat. Da, ideea da. care este. Uite, nu se spune foarte clar lucrul ăsta pentru că pare incisiv uh, sau. De fapt, când există plictiseală a dormire, e clar că nu se lucrează. Omul nu s-ar plictisi, n-ar a dormi dacă ar lucra ce spune Dumnezeu. Noi trebuie să ne sculăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Să-l notăm, să-l înțelegem, trebuie să medităm, să depunem efort să-l înțelegem, să știți. Scriptura nu este așa de simplă de înțeles pentru toți oameni. Adică, de fapt, nici nu o putem înțelege dacă Duhul Sfânt nu ne luminează, pentru că iată ce oameni deștepți și filozofi și istorici citesc Scriptura și nu sunt născuți din nou. Nu o înțeleg. Eu iau ca pe o carte de literatură istorică, importantă în omenire. Dar înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu are de face cu Duhul Sfânt, cu revelarea Duhului Sfânt, revelația pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră. Și atunci când noi lucrăm la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, atunci noi avem și puterea să Îl împlinim. Uite, vezi, împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu este cheia biruinței în viață. De multe ori, bisericile noastre, zicem, din cauza fondurilor nu Lipsa de echipă, lipsa de strategii, lipsa de viziuni. Dar câte motive ne aducem? Știți ce cred eu? Că foarte mult se duce spre lipsa de Sfințenie. Nu vreau să fiu critic cu treaba asta, dar mă uit la Iosua, Iosua era înzestrat de Dumnezeu cu daruri de răzbuni. El era un răzbuni. A cucerit Canaanul unul singur se lupta câteodată și cu cinci împărați deodată. Avea un hard la Dumnezeu de a, de a câștiga bătăliile. Nu pierdea aproape deloc. Dar la un moment dat Acan a greșit împotriva lui Dumnezeu. Da? a luat din lucrurile interzise. Domnule, toată iscusința lui a căzut la pământ. Exact. Nu mai conta sabie, nu mai conta oameni, nu mai conta măestrie, luptă și ce știe el să facă acolo. Nimic nu conta. De ce? Sfințenia picase, totul picase. E, eu cred că aici este cumva, este podoaba casei lui Dumnezeu sau Tăria omului lui Dumnezeu este sfințenie. De aici ne vine nouă biruință, de aici ne vine, uite, vrem să-i trezim pe alții. Spuneai de faptul că slujitorul lui Dumnezeu sarcina și de a vegea asupra altora și a-i trezi. Îți spun că n-am să pot să trezezi pe nimeni dacă eu nu sunt treaz. Nu se poate ca noi să-i trezim pe alții și așa este. Unii dau versete între acestea de fi treaz, roagă-te, postește, exact. tot ce... Dar nu știm dacă el le face. Atunci când cineva îndeamnă pe cineva să facă un lucru, el nu va avea putere mai mult decât el face. Fratele Liviu Lach spunea că primul și cel mai tare se transmite de la om la om caracter. nu cuvintele. Nu ce învăț eu pe din afară un verset sau anume să spun ție ce trebuie să faci. Nu. Uite, și aici și prin uh, cadrul emisiunii se transmite cumva invizibil. Ne, nu ne dăm seama cum caracterele noastre au putere asupra ascultătorilor. Caracterul influențează cel mai mult. Dacă eu sunt treaz și trăiesc, cu adevărat, autentic, voia lui Dumnezeu, asta va influența cum ne cum și pe ceilalți. Printre vorbe, printre cuvinte, prin atitudine, gesturi, priviri, se transmite sfințenia aceasta mai departe și altora. Și de aceea eu ca să pot să fiu, să aduc trezire sau să pot să trezesc pe alții, cum spune Pavel, fi treaz în toate lucrurile. Pavel trebuia să fie treaz ca să poată să-l ajute și pe Timotei să fie treaz. Bineînțeles, îi spune care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facă, să fie treaz, dar foarte important este ca noi să fim treși. Samson, de exemplu, era un om foarte puternic, supranatural, înzestrat de Dumnezeu. De asemenea, atunci când el nu a mai trăit, n a mai vegheat asupra vieții lui, a dormit. în brațele lui era la propriu, dar și spiritual și în cele din urmă și-a pierdut puterea. Pentru că a fi treaz înseamnă a fi sfânt, a fi activ în mișcare și mișcarea aceasta este mișcarea Sfințeniei Lui Dumnezeu. Un om treaz este un om care se mișcă în voia Lui Dumnezeu, se mișcă după cuvântul Lui Dumnezeu, face ceea ce este scris și este cheia slujirii fiecare dintre noi. Este modalitatea prin care noi avem dreptul să slujim, avem puterea să slujim și avem putere să facem asta. Și adică putem să rodim în sensul acesta. Da. Un alt semn și te rog, te rog. discuția este cel mai puternic semn al unui om care este viu, treaz, este uh, respirația. Cumva un om viu uh, se caracterizează prin respirație. Uh, noi, din punct de vedere spiritual, noi uh, respirăm atunci când ne rugăm. Da, ne rugăm, ne, Expirăm sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu, ne vărsăm necazul înaintea Domnului, spune lui Dumnezeu tot ce este în inima noastră și inspirăm voia lui Dumnezeu. Plecăm cu ceea ce Dumnezeu ne dă și mergem mai departe. Și cunoaștem că suntem treși spiritual dacă respirăm, dacă avem această relație vie cu Dumnezeu, dacă simțim nevoia să ne ducem la Dumnezeu să respirăm efectiv sufletește. Uh, pentru că un om care nu se întâlnește cu Dumnezeu regulat nu-și vărsă Sufletul înaintea lui. Sufletul lui nu respiră. el nu are o relație, el nu e viu cu Dumnezeu. El are o relație poate teoretică, e creștin, e membru, e mântuit. Uh, și noi trebuie să avem o relație vie, fierbinte, în clocot cu Dumnezeu. David, prin asta se deosebea în mod deosebit de mulți alți împărați din Israel, prin relația lui dinamică cu Dumnezeu. Era, se spunea, un împărat plângăcios. De multe ori plângea. De ce? Era viu. El, când făcea păcat, îl durea, plângea, se văita, mergea la Dumnezeu. Trist și vai de cei care păcătuiau, dar nu simțeau nici lacrimi, nici durere, nici nu plângeau. Pentru că nu se întâlneau cu Dumnezeu. Au fost împărați care au închis porțile casei lui Dumnezeu exact. în timpul vieții lor. Nu vreau să fie deranjați de lumină lui Dumnezeu, probabil. Și uh, de aceea a fi treaz spiritual mai are de face și cu lucrul acesta rugăciune, cum spunem noi, știi? Un om tărat spiritual nu poate să stea mult fără să se roage. După cum noi nu putem să stăm mult fără să respirăm, yes, știi? Right. Și așa este sufletul nostru, simte nevoia să respire, să vorbească cu Dumnezeu. Noi respirăm prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și eu dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt de înțeleg. Sau sunt lucruri pe care nu le pot face, să zicem, din cuvânt. Și atunci sufletul meu suferă. Doamne, nu fac tot ceea ce spui tu, nu fac. Nu pot să împlinesc ceea ce spui tu aici. Ce faci în momentul următor? Te rogi. Aia înseamnă da. respirație. Încep să plângi, încep să vorbești, încep să întrebi pe Dumnezeu. Cum era Iosua că nu mai putea cuceri cetatea ai? S-a dus în fața lui Dumnezeu. Și era o cetate pe care el credea că nu e nevoie de toată o astea lui. A trimis mai câteva mii. Și acolo, în fața lui Dumnezeu, în rugăciune, neînțelegând ce se întâmplă, a primit lumină, răspuns. Iată respirația sufletului lui și care a adus biruință și care a adus binecuvântare. noi așa suntem trăși spiritual, vighind asupra acestor lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă mă hrănesc, dacă trăiesc, dacă sunt sfânt, continui să cresc. Se spune că în organismul nostru, două organe continuă să crească până la final. Se spune că urechile noastre și nasul nostru continuă să crească. Există o șopurlă, nu știu să-i dau numele, care crește toată viața ei. Ea cât trăiește, crește. Ce oprește pe ea să crească este vârsta la care se oprește. Ea îmbătrânește în timp, în vârstă. E, din punct de vedere spiritual, am spune, eu aș spune că în viața aceasta noi nu ne oprim din creștere. Pentru că noi creștem până ajungem la statura prientății lui Hristos. Eu zic că e mult până acolo. Da. Și până până. în viața aceasta noi nu ajungem statura aceea. De aceea noi trebuie să fim atenți la factorul acesta dacă eu mai cresc spiritual. Cine se plafonează, cine rămâne la un anumit nivel, e clar, a dormit. Ceva nu e în regulă. Nu mai se hrănește, nu mai crește, nu mai respiră, dar nu mai, el nu mai are o viață reală cu Dumnezeu. Și asta înseamnă adormire. Nu trebuie să ajungem în starea aceasta. În starea de adormire, nu rodești, Dumnezeu nu te poate folosi, ești cumva aproape inconștient de ce se întâmplă în jurul tău. Exact. Tot. Și când nu mai ești treaz, nu mai vechezi, un om care doarme vine hoțul și fură. Foțul fură când celălalt doarme, în general. Și ești deposedat de suflete, de oameni, de... Se cătui de orice resursă. Orice resursă, da. Ți se fură, ți se... Și nu nu mai ai bucurie, nu mai ai viață în tine, nu te mai uh, sensibilizează, dar exact. uh, empatie față de celălalt, milă, Correct. nu mai vorbesc da. de dragoste da. față... Deci, practic, toate aceste uh, componente ale caracterului de fapt încep să nu, să nu se mai vadă da. în viața ta. Da. 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 Ești rece față de tot ce se întâmplă în jurul tău. Mm -hmm. Inclusiv dragostea asta lumească inclusiv dragostea de părinți, de frați, de știu, uh -huh. de aproapele, da? Aș putea să spun. Ineficiența că... asta duce la dezastru până la un moment dat. Corect, pentru că hoțul te poate fura, dar te poate și omor, atacă. Atacat, <laughs> da, exact. Și de aceea este important să fim treși. Somnul, dacă din punct de vedere fizic are o justificare, uh -huh. noi ne odihnim, ne refacem pe timpul somnului, avem nevoie să ne odihnim. Pe plan spiritual, somnul nu prea are justificare, ci odihnă are justificare. Exact. Dumnezeu nu este să ne odihnim în Domnul, este zi de odihnă pentru noi, dar somnul nu are o conotație pe plan spiritual pozitivă deloc. Adică Dumnezeu ne cere să nu dormim, ci să veghem tot timpul. Și de aceea noi trebuie să nu aducem ca scuză, Domnule, dar și fizic te mai odihnești câteodată. Spiritual tu nu trebuie să dormi. Spiritual trebuie să te odihnești, dar nu să dormi. De aceea noi trebuie să ne gândim la faptul că avem nevoie să fim treși, să veghem, să vegem asupra trăirii noastre, umblării noastre cu Dumnezeu, a sfințenii celorlalți, a sfințenii mele și de asemenea trebuie totdeauna să ne întrebăm pe Dumnezeu ce trebuie să fac ca să fac lucrarea lui Dumnezeu mai departe, rodind. Dumnezeu la final, El va vrea de la noi un singur lucru, rod, în pilda talanților, pinta polilor și alte pilde ne sublinează exact lucrul acesta. Ce ai făcut cu talentul pe care ți-l-am dat? Eu știu că noi o să-i dăm pe talentul lui Dumnezeu, da. dar Dumnezeu vrea roadă. Ăla care îi dă numai ceea ce a primit Dumneze de la Dumnezeu, acelui va fi vinovat. Ei. De aceea, noi trebuie să ne îngrijim acum în viață, să rodim ce trebuie să fac. Și asta depinde foarte mult de discuția mea cu Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu, de a vorbi, de rugăciune. Iată, Iosua, prin rugăciune a ieșit din impas. David și el a avut o problemă când a vrut să aducă chivotul în Ierusalim. Și a fost uh, omorât uza. uza, da. nu știu ce s-a întâmplat, a fost teamă, a luat pauză de la proiectul acela. Și probabil că s-a frământat, s-a frământat, s-a rugat, a stat cu Dumnezeu. Se pare că David a citit Scriptura, a făcut un studiu biblic. <gântu -i> Dar să vadă, Domnule, unde e problema? Cu ce a greșit? Că știa sigur că chivotul Domnului trebuie să fie în prezența Domnului și este obiectul de închinare, de laudă înaintea lui Dumnezeu. Până la final, David se vede că a văzut care era problema. Chivotul trebuia pus pe umărul preoților și nu într-un car de lemn. Exact. Trebuia să faci lucrarea lui Dumnezeu după cuvânt. Iată de multe ori de ce lucrarea noastră nu are succes. Este plin de râvnă ca David. Exact. Chivotul, Doamne, chivotul, acum, laudă, închinare. Dar nu te gândești că trebuie să o faci în sfințenie, după cuvânt, după voia lui Dumnezeu. E, lucrurile acestea necesită, vezi, a fi treaz spiritual. Foarte atent, foarte prudent la cuvânt, la trăire, la felul în care să faci lucrarea. Și asta înseamnă să fii treaz și să nu fii somnolent, dacă putem să zicem. Exact. Da. Adică să facem lucrarea așa, hai, cum o fi, vedem. Că, da, asta e unul problema noastră. Da, câteodată o luăm înainte și uh, mai primim câte o, o, câte o sonerie așa din partea lui Dumnezeu, ne mai trezește prin diverse întâmplări, da? Ai văzut în viață, dar de fapt tarea noastră trebuie să fie de veghere și veghere înseamnă un fel și o dină de asta de activă. În sensul că exact. tot timpul așa ca un radar, ca o, un supraveghetor, da? cineva care tot timpul și când se odihnește, și când stă, de fapt, el este tot, are o atenție activă. Da? da? Cam asta ar trebui. Să fie. Când ești adormit și dormi buștean, ai să zic așa, <laughs> poate să se întâmple orice lângă tine. Asta este. Este. Moartea îndelug, somnul îndelugat, spiritual, duce la moarte. Da, asta e clar. Da. Și atunci e mult mai. mai... Putea spune că somnul este nevegherea în care tu adormi nu mai faci ce trebuie, nu mai veghezi. Uite, Domnul Isus, atunci când ne va trage la judecată, la final, pe cei care suntem cumva în poporul lui, el spune că am fost bolnav și nu ai venit pe la mine. Am fost în temniță și nu ai venit pe la mine. Ce arată acolo? Sunt păcate de omitere, nu de comitere. Adică păcatele acestea ale somnolenței. Nu mai îți pasă, nu te mai duci nici la bolnav, nici la biserică, nici în temniță, nici pe la frați, pe oriunde. Și Domnul Isus acuză în direcția aceasta. Și aceasta ar putea spune că este o acuzare a somnolenței. Adică omul nu a făcut nimic rău. Nu. N-a ucis, n-a bătut, n-a uh, sparcat casa nimănui, dar nu s-a dus acolo unde trebuia să se ducă. N-a făcut ceea ce trebuia să facă. Și acestea, am putea spune, sunt păcate de omitere, adică păcate de somnolență. Stai și nu faci nimic. Și uh, de aceea noi trebuie să luăm seama. Somnolența este uh, nevegherea și apoi uh, vine moartea, poate veni moartea spirituală în momentul în care noi păcătuim. Ne despărțim de Dumnezeu, nu mai facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem și devenim vinovați în fața Lui. Uh, da, Dumnezeu are nevoie de oameni treji spiritual. Noi trebuie să fim treji și să veghem. Adică va trebui să fim prudenți. Lumea aceasta se schimbă cu o viteză foarte mare. Și asta ne arată cât de treji ar trebui să fim și cât de veghetori ar trebui să fim. Pentru, spune Domnul Iisus, fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Acolo se referă la Uh, e cuvântul fronimă, adică fiți prudenți, ca și exact. a veghea. Asta ne îndeamnă Domnul Isus să, să facem în locul acela și vedem cu atât mai multă nevoie este de veghere în, în zilele noastre, pentru că totul se schimbă cu atât de mare repeziciune. Iată, folosim tehnologia, lucrarea trece pe domeniul tehnologic și oamenii nu știu cât este bine și cât nu este bine. Uh, am auzit de credincioși care spun, "Doamne, mă scol dimineața, pun două predici, am două predicatorii mei și știu. Mm -hmm. Nu mai are treaba cu Biblia. El e cu, gata, YouTube-ul și merge și pe stradă și uh, în mașină și folosește tehnologia în felul acesta. Oare cât e bine și cât nu este bine? Oare cât e sănătos și cât nu e sănătos? Noi trebuie să avem propria noastră relație cu Dumnezeu prin cuvânt. Nu ajunge un predicator să-mi spună mie. Eu singur trebuie să citesc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul acesta este fără greșeală. Niciun predicator nu se găsesc în viață așa și nici care a murit vreodată. Uh, și de aceea eu trebuie să merg la ce este de săvârșit, la cuvântul lui Dumnezeu. Ascult, m-a lazidit și iluminat de alți predicatori și de alte lucrări, dar eu dacă n-am o relație personală cu Dumnezeu prin cuvânt, prin rugăciune, eu personal, nu pot fi sfințit și prelucrat de Duhul Sfânt în afara acestor lucruri. Pot fi prin predici și prin ceea ce aud în biserică, dar Dumnezeu mă cheamă să mă duc la el. Vină direct la mine, ascultă cuvântul meu. Și de aceea este nevoie și de partea aceasta. Nu merge doar ce spun alții, doar ce văd la alții. Și toată asta ține de veghere. Să veghezi, să văd ce este bine, ce nu este bine. Apar tot felul de lucruri noi pe care trebuie să le discern prin cuvânt de aceea este nevoie să studiez cuvântul, ca să pot să înțeleg, uh, să înțeleg dacă este un lucru bun sau este un lucru rău. Că de asta spune și uh, Pavel, îi spune lui Timotei, că noi trebuie să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre, cu scopul ca să putem deosebi binele de rău, ce este după voia lui Dumnezeu, ce nu este. Iată de ce Dumnezeu ne trimite la cuvânt, ca să deosebim, să vedem toate lucrurile acestea. Da, slavă Domnului! E o discuție foarte bună și modul tot de prezentare este, să spunem, pe înțelesul tuturor și asta e important. Problema aceasta a dormirii o vedem în jurul nostru și cred că începem cu noi să ne analizăm. da, Ai spus foarte bine. Hai să vedem fiecare dintre noi în ce stadiu suntem, cum suntem noi în față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, cumva și eu sunt adormit, și eu sunt în starea măcar de oboseală dintre aceasta spirituală și lipsă de veghere și știu eu cum dar adică, mm -hmm. ceva și cred că o analiză corectă este necesară pentru fiecare dintre noi exact. apoi dacă cumva suntem în starea aceasta trebuie să luăm măsuri da. și cred că prima măsură este să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și la rugăciune mi-a exact. da. foarte frumos asemănarea asta pe care ai făcut-o cu respirația rugăciunea mm -hmm. respira mm -hmm. Știi cum, unii Monac folosesc ca rugăciune inimă pe, pe, să spunem, pe ritmul respirației, știi? Pe, uh, cu un cuvânt la fiecare, respi uh, să spunem, suflare de aer. Uh, e musai, e obligatoriu, Astfel avem toate șansele să ne ducem către dormire da, da. profundă și apoi moarte sigură. Și, bineînțeles, ne uităm și la ceilalți. Dar nu ne putem uita la ceilalți, să-i vedem pe ceilalți a și încercăm să-i trezim dacă noi suntem adormiți mm -hmm. poate mai mult. Așa că o analiză proprie. Să spunem că misiunea din seara aceasta în care privim despre diferența aceasta dintre omul viu și omul adormit, este deciziul de autoanaliză, de, de autocercetare mm -hmm. auto în care stăm înaintea lui Dumnezeu și ne vedem și ne uităm unii la alții și spunem, Doamne, ce facem? Care este starea noastră? Mm -hmm. Pentru că Dumnezeu trebuie să se folosească, sau Dumnezeu ar vrea. Da. Mi ai spus că un om a dormit inutil înainte lui Dumnezeu. Nu se da? poate folosi da. Dumnezeu. Uh -huh. da. Vreau să mai adaug ceva legat de ce ai spus acum cu adormirea. Uh, pentru că noi să ne adormim spiritual, este nevoie de un lucru, și anume, vedem din veșnicie că Dumnezeu vorbește despre un plan pe care el și l-a făcut. Dumnezeul nostru lucrează cu plan. Acum noi trebuie să avem și noi un plan spiritual, un plan uh, înaintea lui Dumnezeu, în modul în care noi ne facem lucrarea de multe ori noi citim Scriptura la nevoie, frate. Dacă am eu nevoie, vine un gând, ceva, am o neînțelegere, mă duc și de scriptură. Foarte bine, la nevoie, mergi și citește, cercetează după cum te îndeamnă inima. Dar, mai mult decât să o citești la nevoie și să te rogi la nevoie când simți nevoia, este nevoie să ai un plan. Dacă ne uităm la Daniel, în Babilon, apare acolo un plan în Scriptură. Spune că el avea obiceiul să se roage dimineața, la prânz și seara. Frate, asta este o strategie. Asta e un plan. Se pare că el mergea pe varianta aceasta în fiecare zi. Spune cum făcea el mai înainte, când s-a dat interdicția ca să nu se roage 30 de zile nici unui alt Dumnezeu decât Împăratului. Atunci el spune că a deschis ferestrele către Ierusalim, că așa avea obiceiul să facă. După cum avea obiceiul mai dinainte? Ce vedem la Daniel este un plan spiritual. Noi trebuie să avem un plan spiritual. Nu doar să citesc Biblia așa, când am eu un timp mai liber, când am altceva ce face. Nu, eu în mod hotărât, Mă duc și citesc Scriptura dimineața, când sunt cel mai fresh sau într-un mod liniștit. Iisus spune că se ducea într-un loc liniștit, departe de oameni, să stea împărtășit cu Dumnezeu și facea lucrul acesta regulat. Un alt obicei care l avea Domnul Iisus era să meargă la sinagogă. Spune că s-a dus la sinagogă după cum avea el obiceiul exact. să facă. Iată, vedem planuri spirituale în viața oamenilor lui Dumnezeu, a Domnului Iisus. Și David spune, te laud dimineața, la prânz și seara avea, se pare... Comportamentul acesta, probabil că Daniel l-a luat de la David, la istoric vorbind, și noi ca să nu adormim spiritual, avem nevoie și de un plan spiritual. Nu trebuie să trăim la întâmplare și nici din inerție. ci noi, uite, sunt unele funcții în trupul nostru care merg din inerție. Respirația, bătăile inimii. Mai multe organe merg singure, fără să... Uh -huh. Dar sunt altele care tu trebuie să le faci. Hrana, tu o faci. Organismul nu se hrănește singur, automat. Trebuie să tai, să mănânci, să speli, să pregătești și să lucrezi pentru asta. Și de aceea, unele funcții spirituale merg automat, să zicem, conștiința lucrează singură în noi, noi trebuie doar să o ascultăm, dar altele trebuie să... Eu să fiu planificat și disciplinat. Creștinul trebuie să fie disciplinat în viață. El trebuie să lase viața spirituală să meargă de la sine. Dacă nu mi-a zis fratele păstor, de ce să fac? Nu, o faci din conștiință. Dacă uh, Dumnezeu cere să faci un lucru, trebuie să-ți planifici cum lucrul acela să se împlinească în viața ta. Și a, aceasta ar fi încă un lucru ca să nu adormi spiritual, să fim oameni planificați. În pilda celor 10 fecioare vorbește despre surplus de undelem. Ce arată asta? Arată că cineva s-a gândit, cele 5 înțelepte, exact. s-au gândit, au anticipat, măi, s-ar putea să ne ajungă numai ce avem în candele, avem nevoie de rezervă. Ce înseamnă asta? Plan, strategii. Și în felul ăsta, uite, Dumnezeu laudă că ele, chiar dacă au dormit, când s-au trezit, au avut resursi. Au avut cu ce să-și facă lucrarea până la final. Da. Slavă Domnului! Uh, un gând de final, te rog, uh, Florin. O emisiune atât de, de interesantă pe tema aceasta. Uh, e clar, e o chemare la trezire. Uh -huh. Uh -huh. Tot ce am discutat aici este o chemare la analiză și la trezire, autoanaliză și la deșteptarea aceasta de care avem nevoie pe calea Domnului. Te rog să uh, ai un gând de final, așa ca o încurajare, poate, că, uh -huh. sincer să fim, ne uităm în jurul nostru și vedem multă adormire. Vedem. Da, asta da, este. Da. Da. Uh -huh. uh, uneori și noi simțim că ne ia valul. Trebuie să recunoaștem da. treaba asta. Suntem implicați în dușire, și odată o facem cu greutate, o facem uh -huh. cu oboseală. Uh -huh. da? Simțim uh -huh. și noi uh, uh, și nu vorim de Nevoia aceea de odihnă pe care o avem cu șină. am rămas de eu, câteodată de. ne uităm în jurul nostru, de nepăsare, de plictiseală asta și la un moment dat știu că uh, starea asta de somnolență este și molipsitoare, din păcate. Uh -huh, uh -huh. Așa că, te rog, acum, o, o încurajare, un gând la finalul uh -huh, emisiunii. Da. Gândul pe care vreau să-l spun este ca să rămânem treși și să veghem, să rămânem focalizați pe Cuvântul lui Dumnezeu, să fim concentrați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat Cuvântul Său pentru ca noi să îl citim, să ne sfințim, să avem lumină în viața noastră. Apoi să ne concentrăm pe trăirea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu ajunge că știm voia lui Dumnezeu. Noi vom fi răspătiți după ceea ce facem. Fiecare se răspătit după o steneală, nu după cunoștință, ci după o steneală, adică ceea ce știi trebuie să faci. Și de asemenea, lucrarea lui Dumnezeu este potrivită puterii lui Dumnezeu. Așa. Nu vom putea să facem lucrarea lui Dumnezeu dacă nu vom întreba pe Dumnezeu, Doamne, cum să continuă această lucrare. Ce mesaj să dau acestor oameni dacă e cineva slujitor în biserică? Cum să mi duc mai departe misiunile? Noi trebuie neapărat să întrebăm pe Dumnezeu în toate lucrurile ca să avem izbândă. Și pentru ca să fim treși și veghetori și roditori, că despre asta vorbim când ești treaz și veghetor, începi să rodești, avem nevoie întotdeauna să le implicăm pe Dumnezeu, să întrebăm pe Domnul. Nu numai să ne gândim noi, să ne frământăm mințile și inimile. Bine că facem lucrul acesta, dar întotdeauna întrebăm pe Dumnezeu. Și gândul meu este acesta, să întrebăm pe Domnul. Să nu ne îndepărtăm de El. Tot ce vrem să facem, întrebați-L pe El. Cu cine te căsătorești? Ce serviciu să ai? Cum să faci lucrarea? Care sunt oamenii pe care trebuie să-i alegi în lucrare, în echipă? Domnul Iisus, înainte să-și aleagă ucenicii, n-a dormit toată noaptea. Asta de vorbă cu Dumnezeu. Și aceasta ar fi gândul de final, și anume să accentuăm relația noastră cu Dumnezeu, să trăim în relație cu Domnul și El ne va călăuzi pe fiecare dintre noi în biruință. Amin. Așa Amin. să ne ajute Dumnezeu. Florine, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. De asemenea, a fost o bucurie și o încântare să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu împreună cu tine. bine uh -huh. binecuvântat și Domnul să dea putere în lucrarea pe care o faci. Amin. Mulțumesc. Amin. Asemenea și Stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim în seara aceasta, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi, până data viitoare ne vă salutăm și vă spunem la revedere!